copii! Vă salută cordial din inima Chișinăului învățătoarea Inga Panaite în cadrul lecției virtuale de limba și literatură română în clasa a patra. Priviți imaginile! Ce vedeți în imagini? În imagini vedem cetăți. Ce parte de vorbire este cuvântul cetăți? Ca și parte de vorbire, cuvântul cetăți este substantiv. La ce număr este cuvântul cetăți? Substantivul cetăți este la numărul plural. Puneți substantivul cetăți la numărul singular. Cetăți, cetate. Ce numim cetate? Cetate este locul întărit cu lucrări de apărare militară, fortăreață, sau loc de apărare, de siguranță și de refugiu, ori oraș întărit sau partea împrejmuită de ziduri și întărituri dintr-un oraș. Cum crezi? Ce este mai tare decât cetățile? Răspunsul îl vom afla, dragi elevi, în parabola Ce este mai tare decât cetățile? Ascultați cu atenție! Un împărat l-a chemat înainte de moarte pe feciorul său. I-a lăsat toți banii și tot avutul țării drept moștenire și i-a spus: Cât vei domni, ridică la hotarele țării ziduri și cetăți de apărare, ca să nu poată intra hoardele dușmane să jefuiască și să prade țara. Fiul împăratului a ascultat cuvântul părintesc și în toți anii de domnie a ridicat întărituri, a zidit cetăți, a înălțat movile și turnuri de veghe până a cheltuit toți banii, dar de înconjurat n-a putut să înconjoare hotarele țării cu ziduri și cetăți. Cum stătea întristat, a venit la el un bătrân înțelept și l-a întrebat: De ce ești trist, măria ta? Iată ce și iată cum. Haznaua a secat. Eu îmbătrânesc și nu pot îndeplini cuvântul dat tatălui meu, să ridic ziduri peste tot, ca să nu năvălească dușmanul. Înțeleptul i-a spus: Mergeți, fă prieteni în fiecare țară vecină care se află la hotar cu tine și nu vei mai avea teamă de năvălitori. Domnitorul a făcut după cum l-a povățuit bătrânul înțelept și n-a avut mai mult nevoie de ziduri și cetăți de război. Să răspundem la întrebare. Ce credeți că este mai tare decât cetățile? Sunt sigură că v-ați dat seama, dragii mei. Mai tare decât cetățile sunt prieteniile. Să continuăm gândul. Un împărat l-a îndrumat pe fiul său să ridice la hotarele țării ziduri și cetăți de apărare. Tatăl l-a sfătuit astfel, pentru că avea frica să nu intre hoardele dușmane să jefuiască și să prade țara. Înțeleptul i-a dat împăratului un sfat ca să meargă și să-și facă prietenii în fiecare țară vecină care se află la hotar cu țara sa. Fiți atenți în continuare. Ce emoții v-a trezit fragmentul? Fiul împăratului a ascultat cuvântul părintesc și în toți anii de domnie a ridicat întăriri, a zidit cetăți, a înălțat movile și turnuri de veghe până a cheltuit toți banii, dar de înconjurat n-a putut să înconjoare hotarele țării cu ziduri și cetăți. Acest fragment nu ți-a trezit emoții de admirație, nu ți-a trezit emoții de milă și nu ți-a trezit emoții de duioșie. Cu siguranță ți-a trezit emoții de curiozitate să vedem dacă fiul a îndeplinit doleanța părintelui. Următorul fragment. Un împărat l-a chemat înainte de moarte pe feciorul său. I-a lăsat toți banii și tot avutul țării drept moștenire și i-a spus: Cât vei domni, ridică la hotarele țării ziduri și cetăți de apărare ca să nu poată intra hoardele dușmane să jefuiască și să prade
țara. Ce emoții v-a trezit acest fragment? Acest fragment nu v-a trezit emoții de admirație, nici de curiozitate, nici de doioșie. V-a trezit emoții de milă. Și fragmentul. Înțeleptul i-a spus: mergeți, fă prieteni în fiecare țară vecină care se află la hotar cu tine și nu vei mai avea teamă de năvălitori. Domnitorul a făcut după cum l-a povățuit bătrânul înțelept și n-a avut mai mult nevoie de ziduri și cetăți de război. Acest fragment, cu siguranță, v-a trezit emoții de duioșie. Găsim în text cuvinte cu sens asemănător pentru cele date. Pentru patrimoniu, ocrotire, aprăda, fortificație, măgură, mâhnit și a se năpusti. Patrimoniu înseamnă moștenire. Ocrotire, apărare. Aprăda, a jefui. Fortificație, ziduri. Măgură, movilă. Mâhnit, trist. A se năpusti, a năvăli. Să formulăm întrebări în baza acestei propoziții. Cine i-a lăsat fiului său toți banii și tot avutul țării drept moștenire? Ce i-a lăsat împăratul fiului său? Și a treia întrebare, ce a făcut un împărat? Următoarea propoziție, fiul împăratului a ascultat cuvântul părintesc. Să formulăm și pentru această propoziție trei întrebări. Cine a ascultat cuvântul părintesc? Ce a făcut fiul împăratului? Ce a ascultat fiul împăratului? Și ultima propoziție, domnitorul a făcut după cum l-a povățuit bătrânul înțelept. Cum a făcut domnitorul? Cine l-a povățuit pe domnitor? Ce fel de bătrân l-a povățuit pe domnitor? Sunt sigură că ați formulat și voi întrebări corecte, începând cu cuvinte interogatorii. În continuare să rescriem enunțul. Un bătrân înțelept l-a povățuit, folosind mai întâi substantivul la numărul plural, apoi folosind substantivul la genul feminin. Deci, substantivul la numărul plural. Rescriem enunțul. Niște bătrâni înțelepți l-au povățuit. O bătrână înțeleaptă l-a povățuit. Deci, în al doilea caz, enunțul rescris are substantivul la genul feminin. Sunt sigură că sunteți creativi. Să completăm buletinul de identitate al unui personaj din text. Fii creativ! Eu am completat astfel: nume, vârstă, adresă, înălțime, culoarea ochilor, culoarea părului. Numele: Dragoș. Vârsta: m-am gândit vreo 42 de ani. Adresa: cetatea Hotin. Înălțimea: 1,80 m. Culoarea ochilor: albaștri. Culoarea părului: murgă. Dragi elevi, mergeți la biblioteca din școala voastră sau din localitatea în care trăiți și studiați istoria unei cetăți sau navigați pe internet. Redactați un desen în baza celor studiate. Nu uitați, fiți creativi!